Patru persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare de trafic de droguri de risc și mare risc care acționa în București și în județele Constanța și Prahova au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii și ofițerii de ICOT îi urmăreau pe traficanți încă din luna martie, însă abia pe 19 septembrie au reușit să-i prindă în flagrant în județul Constanța, când un bărbat se aprovizionase cu metamfetamină.